Tatăl lui DJ Lalea, artista găsită fără viață pe plaja din Mamaia, face mărturii cu tremurătoare. Ce s-a întâmplat de fapt cu Laura Roșca înainte să moară? Bărbatul a declarat că fiica lui știa să înoate, însă că într-adevăr se gândește că ar fi putut consuma prea mult alcool, afectată fiind de depresie. Un moment greu i-a afectat trecutul nu foarte îndepărtat al tinerei, după ce a avut loc un deces în familie, în urma căruia făcea chiar și terapie. Postările pe care Laura Roșca le făcea în mediul online în ultima vreme ar confirma faptul că nu se afla într-o stare mentală favorabilă. Aceasta obișnuia să posteze o mulțime de filmulețe motivaționale, dovadă că încă trecea printr-o perioadă grea din viața ei. Tatăl fetei a mai mărturisit că, din cauza depresiei cu care se confrunta, pe lângă consilierea psihologică, a avut nevoie chiar și de internare. Din câte știu, era o notătoare foarte bună. Orică poate consumase alcool sau o fi fost vreo stare depresivă. Ea, acum o lună, a avut o depresie și a fost internată, dar în ultima perioadă am înțeles că se simțea foarte bine, a declarat tatăl ei, conform Antena 3.